Sărbătorile de iarnă în acest an vor fi întâlnite fără tradiționalele focuri de artificii la miezul nopții. Totul pentru că în perioada stării de urgență este interzisă comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice. Nu toți însă sunt gata să se dezică de lansarea artificiilor de Revelion. Locuitorii din Bălți s-au împărțit în două tabere. Vă za или против этого? И за и против. Когда смотрю нормально, красиво. Хорошо. А почему против? Против, что которые не умеют спускать эти салюты, могут какие-нибудь пожары делать или что такое. Вот это против. Которые умеют работать, пускай работают. Да еле сварить фурмас, слышали, от этого я аж зыщи. Я как ищи. Ла купкишли плачь мой мульт. Să vadă ei cum zboară ceva. E bun mai decât să o avem, că e sărbătoare o dată în an. Și eu s-o cot că ar și de dorit să și frumos. Să și și liniște în pași. Я не знаю, радость для детей, но я считаю это бессмысленно. Это просто-напросто деньги, потраченные на ветер. Люди, как бы это их право. Я не считаю, что это должно быть наказано. Și pentru că legea interzice comercializarea mărfurilor de acest gen în piețe, administrația pieței centrale din Bălți întreprinde verificări în această perioadă. Comercianții care încalcă sunt sancționați de poliție cu amendă de la 50 la 500 de unități convenționale. Conform legislației actuale, comercializarea în piețe a articolelor pirotehnice este interzisă. Nu cred că dumneavoastră ați găsit la noi în piață careva obiecte sau lucruri de este pirotehnici care ar putea să fie în vânzare. Comercializarea acestor obiecte și lucruri se permite doar în magazinele specializate care au autorizațiile speciale eliberate de către organele de resort. Pot să vă spun cu certitudine că la noi în piață așa lucruri nu sunt. Cineva poate să mai riște, da, ca să mai comercializeze ascuns, așa pe ascuns, dar ei risc să fie amendați. Cei care au decis totuși să nu renunțe la artificii trebuie să le procure din locuri autorizate și să țină cont de faptul că, potrivit poliției, este permisă utilizarea articolelor pirotehnice cu diametrul mai mic de 30 de milimetri, articolelor pirotehnice de divertisment, dar și articolelor pirotehnice de scenă. Toate acestea trebuie să prezinte un risc și nivel scăzut de zgomot.